ziua! Bucuroși de oaspeți? Da. Domnule Victor, venim la dumneavoastră cu la mulți ani și cu urări de bine, căci anume astăzi, în această zi de 31 ianuarie, vă sărbătoriți cea mai frumoasă zi din viață, ziua de naștere. Uitați-vă că astăzi chiar și cerurile și-au strâns toate puterile și au trimis aici pe pământ mii de raze aurii dătătoare de viață. Nouă, muritorilor de rând, nu ne rămâne decât să trimitem rugi cerului, să vă dea tot binele din lume, sănătatea să vă găzduiască, norocul să vă însoțească și v-aș spune, la mulți ani, cu sănătate, Domnul să vă dea de toate. Poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc. Și fie ca bunul Dumnezeu să vă călăuzească orice pas făcut în continuare. La mai mult și la mai mare. Noi oferim servicii surprize pentru tine și vom pune tradiționala noastră întrebare, cum credeți cine a solicitat felicitarea? Nu știți? Haideți să vedem! Uitați-vă că astăzi nu vin cu o bucată, dar chiar cu un tort întreg la dumneavoastră. Țineți pentru masa de sărbătoare să-l aveți. Avem o șampanie. Cred că dacă îmi permiteți, doamnei Raisa, îi dau această floare frumoasă. Și sigur că avem și un mesaj care vă aparține. Scumpul nostru, astăzi, în codrul vieții tale, a răsărit un brad. Fie ca el să crească și mai înalt decât cei pe care îi ai deja. Ești un om extraordinar, un soț iubitor, un tată și un bunel devotat și un prieten de încredere. Alături de tine întotdeauna ne simțim în siguranță. Ai știut să crești feciori buni și cinstiți, așa cum ești tu. Noi ne mândrim cu tine și îți mulțumim pentru tot ce ne-ai oferit. Îți dorim putere și echilibru. Să începi acest an din viață cu vești bune, cu aspirații noi și cu succes. Tată, noi îți dorim să fii și în continuare un sprijin și protecție pentru familie, un exemplu de bunătate și curaj. Și fie ca norocul să nu te părăsească niciodată. Ești cel mai bun tată. Noi îți suntem recunoscători pentru tot. Îți urăm să trăiești fiecare zi cu entuziasm și cu energie de nedespus. Îți dorim să fii mai puternic, încrezător și sigur în forțele proprii. Pentru noi ești un exemplu adevărat, un exemplu de omenie, bunătate, loialitate și nu în ultimul rând, un exemplu de familist neegalabil. Îți dorim multă sănătate, putere, energie pozitivă și dispoziție bună. Fie ca inima ta să nu mai cunoască de tristeți și dezamăgiri, iar ochii să-ți clipească mereu de fericire și armonie internă. Îți dorim un ocean de energie și putere, o mare de vise împlinite și un infinit de iubire și fericire. Fie ca toate zilele tale să fie deosebite și colorate, iar alături să ai doar oameni minunați. Noi te iubim la infinit și îți dorim tot binele din lume. Cu la mulți ani, cu multă dragoste și dor, vin copiii Doina și Iurie, împreună cu nepoțelele Ilona și Daniela. Felicitări dumneavoastră! Domnule Victor, știți, prin intermediul nostru cred că sunt și ei, acasă, lângă dumneavoastră. Puteți să le transmiteți un mic mesaj? În primul rând, eu vreau să vă mulțumesc foarte mult de felicitările care ne-ați trimis. Vă dorim multă sănătate, fericire și vouă și la mulți ani și bucurie de la fetiță să aveți. Și băieți. Și băieți, da. Noi vă dorim o zi cât mai frumoasă, o sărbătoare pe cinste. La mulți ani, domnul Victor, la mulți